acest weekend se va desfășura la Cricău Festivalul Cetăților Dacice, un eveniment unic în România, prin care se urmărește promovarea patrimoniului dacic de pe întreg teritoriul județului Alba. Acțiunile care vor avea loc cu prilejul acestei manifestări au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Vineri seara, în 21 iunie, romanii vor mărșălui spre Festivalul Cetăților Dacice. Vinul la Alba Iulia, pe esplanada dintre cele două catedrale, și asistă la cea mai mare paradă de gărzi romane din România. Trupe din Zalău, Cluj și Alba Iulia, în frunte cu romani și traci din Italia și Polonia, își vor uni forțele la Alba Iulia, Festivalul Cetăților Dacice, o marcă a Consiliului Județean Alba. La întâlnirea cu presa au participat președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, directorul executiv Dan Popescu, cât și reprezentanții Muzeului Unirii din Alba Iulia, care au punctat importanța Festivalului Cetăților Dacice de la Cricău, aflat la cea de-a șaptea ediție. Proiectul nostru este un proiect de promovare turistică, istorică, culturală și, de ce nu, un mod de a da o identitate unor zone, cum este Cricău, și un mod în care am reușit și în felul acesta să creăm o preocupare în cel puțin în cele 5 comunități, dacă nu mai multe, în ceea ce privește identitatea lor, istoria locului și dorința, să spun, de a fi primii, pentru că și asta duce la coagularea, să spun, forțelor pozitive dintr-o comunitate. Acum suntem la cea de-a șaptea ediție, o facem împreună atât de aproape 7 ani și sunt convins că și anul acesta la Cricău, unde din punctul meu de vedere este locul cel mai bun pentru și mai potrivit pentru astfel de eveniment, deci ne întâlnim la Cricău să vedem cine va câștiga acest concurs. Desfășurat pe durata 2 zile, festivalul are în program momente atractive, de la întreceri dacice, cascadorii cu cai, concert holograf, până la reconstituiri de lupte daco-romane. Evenimentul se desfășoară în 22-23 iunie, două zile care vor genera mult spectacol, spunem noi, și afișul de anul ăsta este un afiș care sperăm noi să arate ceea ce dorim să fie la Cricău, mult dinamism, multă istorie, un eveniment care cu siguranță va place. Pe lângă, hai spunem, partea asta de renactor, avem și o parte pentru o parte muzicală, vine holograf și am fost chiar impresionați că la solicitarea noastră ne-au personalizat un spot radio, ceea ce înseamnă că le-au plăcut ideea și nu numai ideea și bateriile care le-am dat. Ce să mai spun, va fi concursul efectiv, un concurs care, să știți, de pe acum, cel puțin la nivelul câteva cetăți, generează antrenamente de 2 săptămâni. Antrenamente. Da? Antrenamente de 2 săptămâni, comentarii pe regulamente, comentarii vis-a-vis de anumite probe, ce nu ne face decât să ne bucure. E un lucru mare, fiindcă încep să conștientizeze valoarea acestui festival și nu e puțin. Festivalul va începe cu o paradă a torțelor, ce se va desfășura în zona dintre cele două catedrale din cetatea Alba Carolina, de unde se va pleca apoi înspre Cricău. De precizat că la acest festival sunt așteptate trupe, inclusiv din Roma și Polonia. Ca invitați, să știți că va fi una din cele mai mari adunări de oameni care se îmbracă în costume dacice și romane din România la ora asta. Noi sperăm să ajungem la peste 150 de luptători. 150 poate părea puțin, dar să știți că este mult, 150 de oameni. Vine împăratul de la Roma cu gardă pretoriană, avem polonezi care se luptă, avem colegii, evident, colegii din Alba și colegii din Cluj și Zalău. Spectacole și cu foc, de vineri începem. Vineri vom face o paradă, plecarea spre adunarea în Apulum și plecarea spre Cricău, spre Piatra Craivii. O paradă cu torțe, începând de la orele 20-30. Locația este între cele două catedrale, Catedrala Romano-Catolică și Catedrala Încoronării.
Sperăm și acolo să fie un spectacol frumos, un spectacol de imagine. În cadrul festivalului, copiii vor avea o zonă special amenajată unde se vor putea juca și distra. Vom avea o zonă pentru copii, dedicată copiilor și vor avea practic trei activități principale. Prima activitate este coloratul de sănătate. Am făcut o carte specială cu daci și romani de colorat. A doua este confecționarea de păpuși, de puș dac și una roman, foarte faină, m-am jucat și eu ieri cu ele. Și a treia activitate este practic partea de olărit, mai ales spunem interacțiunea copilului cu nu știu, cu elemente din istorie, cu cioburi, sub coordonarea colegilor de la Muzeul Național a Unirii. Așadar, dacă doriți să luați parte la zile pline de evenimente și surprize deosebite, sunteți așteptați în perioada 22-23 iunie la Festivalul Cetăților Dacice de la Cricău. Vino la Cricău în 22 și 23 iunie și ia parte la cea mai mare reconstituire de bătălii daco-romane din câte au fost până acum în România. Vor intra în luptă daci și romani din Zalău, din Cluj, Garda Romană din Alba Iulia și trupe de traci sosiți din Polonia. Festivalul Cetăților Dacice, o marcă a Consiliului Județean Alba.